am propus ca în prima parte să am un cuvânt de învățătură legat de călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. O călăuzire de care avem neapărat nevoie. Iar în partea a doua să vorbesc ceva despre modul de manifestare a puterii, a tăriei la tinerii din biserică. Vorbim de călăuzirea Duhului Sfânt. Am ales doar călăuzirea Duhului Sfânt în viața privată și în viața de familie doar gândul legat de alegerea partenerului de viață, fără să intrăm în celelalte domenii ale familiei. În călăuzirea Duhului Sfânt, în ce privește slujirea, probabil că vom vorbi altă dată sau niciodată. Când vorbim de călăuzirea noastră, spune în 2 Corinteni 4:16 că avem omul de afară și omul de înăuntru. Noi putem fi călăuziți de firea pământească, 2 Corinteni 10:3. Măcar că trăim în firea pământească, nu umblăm călăuziți de firea pământească. Deci există posibilitatea ca să fim călăuziți de firea pământească și există posibilitatea ca să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Romani 8:14. Cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Acum noi trebuie să alegem întotdeauna a fi călăuzit de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu voi fi așa rapid, trec succint prin tematica aceasta. Care sunt metodele prin care Dumnezeu ne călăuzește? Psalmul 73, versetul 24. Tu mă vei călăuzi prin sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Dumnezeu ne călăuzește prin Duhul Sfânt, prin sfat, prin îngeri, apariții angelice și prin împrejurări. Călăuzirea Duhului Sfânt prin sfat. O întâlnim în Sfânta Scriptură. Deci noi ar trebui să cunoaștem bine Sfânta Scriptură și în momentele dificile din viața noastră să aplicăm cele ce am învățat din Sfânta Scriptură. Când vorbeam cândva despre pericolele care pasc acum pe tinerii noștri, unul din pericolele acestea era necunoașterea Sfintelor Scripturi. Voi, unii din voi, învățați foarte mult să deveniți buni din punct de vedere profesional, alții lucrați foarte mult pentru ca să vă faceți un viitor și cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc foarte puțin Sfintele Scripturi. Dacă noi am avea o cunoaștere aprofundată, o cunoaștere bogată a Sfintelor Scripturi, în momentele dificile ale vieții, Duhul Sfânt ne-ar da cuvântul, gândul și învățătura care ne trebuie. Deci odată Domnul ne călăuzește prin sfat, sfat însemnând Sfânta Scriptură. Domnul ne călăuzește prin lucrările Duhului Sfânt, prin darul de manifestare ale Duhului Sfânt, prin călăuzirea aceea la nivelul cugetului, pe care de multe ori noi nu înțelegem, dar trebuie să o avem, și nu intrăm în detalii în a vorbi despre practicarea sau exersarea darurilor Duhului Sfânt. Dar cei care sunt plini de Duhul Sfânt, care au ungerea lui Dumnezeu, ungerea aceasta îi învață în toate lucrurile. Și în momentul în care ți se oferă posibilitatea de a păcătui, în momentul în care vine o ispită peste tine, Duhul Sfânt care este în tine va trage așa în mod inexplicabil un semnal de alarmă. Spune Scriptura că David, după ce tăia colțul hainele lui Saul, inima îi bătea foarte puternic. Știți că în momentul când ești într-o ispită, când diavolul te duce înspre păcătuire,
Un om care e botezat cu Duhul Sfânt, inima lui bate foarte puternic, ceva se declanșează ca un semnal de alarmă. Știți, eu spuneam că în Iacob 1 cu 13, parcă spunea, nimeni să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși și momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Deci ispita când eu s-a atras de poftă, pofta asta în mine zămislește păcatul. Dar eu n-am păcătuit. Noi suntem oameni mari. Când un copil se zămislește în burtă la mamă sa, el nu se naște atunci. El așa zămislit mai stă încă 9 luni acolo. Și în astea 9 luni are loc procesul de dezvoltare al fătului, al copilului. Și după 9 luni el se naște. Tot așa e și cu păcatul. O imagine murdară, o propunere indecentă, o ispitire de la diavolul, venită prin pofte, naște în mine păcatul. Dar eu nu sunt păcătos. Dar dacă am păcatul zămislit în mine, eu trăiesc momentul acela când păcatul se dezvoltă în mine, iar eu mă învăț cu păcatul. Eu am spus, nu cred că un băieț sau o fată, un bărbat sau o femeie, ar putea să cadă dintr-o dată un păcat grosolan, hai să spun un păcat de curvie, dintr-o dată. Automat el în mintea lui, în cugetul lui, are păcatul zămislit. S-o zămisli păcatul, el trăiește, are acele trăiri interioare ale păcatului și în momentul când îi se oferă posibilitatea ca să-l înfăptuiască, el nu se mai teme, el e obișnuit. Unde e obișnuit? În mintea lui. Că el o trăi succesiv toate stările acestea păcătoase. Și apoi vine Biblia și spune, și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Eu rog pe Domnul să ne păstreze un cuget curat. Amin. Vorbeam de călăuzirea Duhului Sfânt. În momentul când se zămislește păcatul acesta a noi, noi care suntem plini de Duhul Sfânt, înlăturăm această zămislire păcătoasă încă din fașă. Până ne obișnuim în cugetul nostru, în gândul nostru, spuneam și rândul trecut că ispita nu e sinonim păcat, da? Ispita e un atac al vrăjmașului, un atac violent, la nivelul minții. Dar nu sunt eu vinovat de ispită. Diavolul e acela care mă ispitește. Vinovat e când mă complac în gândurile acestea, când stăruiesc în ele și nu le alung din fază incipientă. Dom'le, mergi prin parc, mergi din autobuz, să sărute doi tineri. Imaginea asta rămâne la tine, așa, știi? Ei, în momentul când imaginea asta te urmărește mult, nu-i bine. Dar tu, în același moment, trebuie să îndepărtezi. Să îngeri Domnului. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce. Caută o altă preocupare mentală ca să se ducă aceea. În momentul când stăruiești, zămislești păcatul. Te obișnuiești cu păcatul și când se oferă posibilitatea, spun, tu îl înfăptuiești, că în mintea ta tu deja l-ai înfăptuit. În momentul în care noi avem umplerea cu Duhul Sfânt și călăuzirea de la Duhul Sfânt, aceste lucruri sunt evitate. Inima noastră bate cu putere, ne simțim inconfortabil în situația aceea, în starea aceea, mergem la un frate, ne mărturisim păcatul, îl evităm. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Spuneam că metodii de călăuzire prin sfat, care înseamnă Scriptură, umplere cu Duhul Sfânt și prin sfatul unor oameni care pot fi părinți, frați, păstori sau pot fi oameni nepocăiți. Câteodată Dumnezeu ne vorbește prin oameni. Aduceți-vă aminte de faraon Necu. Mergea să se bată cu chelchemiști, cu împăratul chelchemișului pe râu.
Și îi iese înainte împăratului Iuda și ăsta îi spune: Domnule, eu n-am treabă cu tine. Du-te acasă, culcă-te, dacă vrei. Domnul m-a trimis. Și Biblia spune că dar Iosia n-a ascultat de sfatul Domnului, de sfatul Necu care venea din gura lui Dumnezeu. Câteodată Domnul te poate călăuzi printr-un om, să-ți dea o învățătură bună, un sfat bun și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Israel a fost călăuzit prin îngeri. Există călăuzirea aceea prin împrejurări. Scrie Deuteronom, în binecuvântarea aceea spusă, capitolul 32, versetul 11 și 12. Versetul 12 spune: ca vulturul care scutură puii, zboară deasupra lor, așa a călăuzit Dumnezeu pe Israel. Cum călăuzește Domnul ca vulturul? Eu am fost în nordul Spaniei, la o rezervație de vulturi. Trăiesc mii de vulturi, vulturi mari. Avem gura aripilor, trece de 3 metri și ceva. M-am dus până în vârful munților, unde și-au ei cuiburile. Ei de regulă au cuiburile așa pe stânci abrupte și din cuib nu m-aș dau drumul că greu zboară. Și își întind aripile și plutesc. Dacă ai fugări un vultur la deal, nu poate lua zborul. Să-l fugărești la deal, în deal nu poate zbura. Când îl fugărești la vale, el face două sărituri și își dă drumul, așa. Dar spun specialiștii că puii de vulturi sunt leneși și fricoși. Și stau în cui mai mult decât trebuie. Și atunci vine tata vultur sau mama vultur și le strică cuibul. Așa spune că, care le strică cuibul. Le strică cuibul și ei se văd în aer, așa cum suntem noi câteodată. Aflându-se în aer, încep să zboare. Și zboară, când obosesc, vulturul se așează sub ei, îi ridică la mare înălțimi și iar le dă drumul. Asta spunea Deuteronomul. Ca vulturul care scutură puii, poartă puii pe aripi, așa o călăuzi Domnul pe Israel. Am numit eu asta prin împrejurări. Domnul forțează câteodată lucrurile și ne creează niște împrejurări care nu le înțelegem, nu ne plac, dar îs voia lui Dumnezeu. Eu multă vreme am umblat cu oile și pe imaș se mulgeau la amiază oile. Când se mulg oile la amiază, acum vorbesc cu germanic, voi nu știți, îi un țar mare, un ocol, se închid oile acolo și toate au o strungă prin care trec și ciobanul o ia și o mulge, n-au pe altă parte. Și el îi fugă, aleargă prin ocol, așa, dar până la urmă tot în strunga aia intră. Că n-ai pe unde, nu-i altă ieșire. Câteodată Dumnezeu folosește împrejurările, nu le înțelegem, nu-i o călăuzire prin Scriptură, nu-i o călăuzire prin darurile Duhului Sfânt, prin prorocii, vedenii, visă, vorbiri în limbi și tâlmăciri sau în cuget, e o călăuzire prin împrejurări. Toate lucrurile converg într-acolo, toate mi se întâmplă ori vreau, ori nu vreau. Și după ce am trecut pe acolo, îmi dau seama că a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Vorbeam de Marea Trimitere. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dar la Ierusalim, la adunare, era frumos, mai frumos ca aici. Vă dați voi seama cum era la adunare la Ierusalim când se ridica Petru și predica? Când predica Ioan, cum le spunea Petru, cum a mers pe apă, s-a scufundat. Ioan spunea că eu la cină am adormit pe pieptul Domnului. Vă dați seama și predicatori erau acolo. Nu aveți voi predicatori așa. Oameni care umbla cu Domnul, când flămânseau, coborau la subsol undeva. Că aveau 7 bărbați care îi puneau la masă. Și venea Prohor și Nicanor și Parmena și le punea mâncare în farfurii. Stai acolo, te bucuri, vii din coace la masă. Unde? Samaria, Galileea, marginea pământului, nicăieri. Cine se duce dintr-o adunare așa bună? Și vine Biblia și prin împrejurării călăuzește. Se stârnește mare prigoană în Fapte, capitolul 8. Și tot s-o împrăștia. Filip ajunge în Samaria. Ăsta era bucătar. El punea sarea și piperul, număra castroanele, le punea în dulap și le scotea. Și când ajunge Filip în Samaria,
Dumnezeu face minuni și semne prin el, propovăduiește cuvântul de botez la samaritani. Am numit eu asta o călăuzire prin împrejurări. I-a forțat Dumnezeu să împlinească voia lui. Când vorbim de călăuzire, iar trebuie să fie, cum spune în Geneza 48 cu 15, Iacob, Dumnezeu care m-a călăuzit din copilăria mea, până în Isaia 46 cu 3 și cu 4, până la bătrânețe voi fi acela, până la cărunțele voi fi cu tine, te-am purtat și încă vreau să te mai port, dar cu un caracter permanent, Isaia 50 și 8 cu 11, scrie acolo, te voi călăuzi neîncetat, voi fi ca tine pentru ca un izvor, ca o grădină udată, voi da putere mădunarilor tale, te voi călăuzi neîncetat. Dragii mei, nu umblați fără călăuzire, nu o zi, un ceas măcar. Un om care umbla călăuzit de Duhul Sfânt a fost David, proroc, psalmist, cântăreț, rege, ce vreți. Omul ăsta era plin de Duhul Sfânt, umbla călăuzit de Duhul Sfânt, a avut o mică abatere. Când Ioab, fiul Țeruie, s-a dus să bată raba fiilor lui Amon, i-a spus, tu stai acasă. Și el s-a culcat și de amiază și-a făcut somnul, s-a trezit, s-a plimbat pe acoperișul palatului și în vale a văzut o femeie care făcea baie. O poftit-o, o trimis rujitor, i-a adus-o și-a păcătuit cu ea. Când o ars țiglagul, nu știa să se ducă sau nu. Și-a strigat la preot, adă-mi efodul. Și-a adus efodul și-a întrebat pe Domnul și Domnul i-a spus, du-te, vei scăpa toată familia și prada de război va fi adusă înapoi. O întrebat pe Domnul că trebuia să plece, era necăjit. Acum eu întrebam dacă spunea la Tzadok, adă efodul și întreb, să mă culc cu Batșeba sau să nu mă culc? Dacă ar fi întrebat pe Domnul, ce i-ar fi spus Domnul? Dar în momentul când se oferă o ispită, când vine un atac din ăsta, nu te mai gândești la Domnul. Că dacă te-ai gândi atunci la Domnul și dacă această călăuzire ar fi cu caracter permanent, fără nicio întrerupere, ar fi bine. Am cunoscut băieți și fete care umblat fără călăuzire de la Duhul Sfânt un ceas și-au păcătuit. Și îmi spune, frate, am păcătuit acum 7 ani, o singură dată. Ce soartă am eu? Ce să fac eu? A venit fată la mărturisire, la nuntă. M-a spus, frate, eu nu-s fecioară, o singură dată m-a înșelat un derbedeu. Aveam 17 ani, plângete să scutura cămașa. Ce fac să-i spun? Mă prinde, nu mă prinde? Ce mă înveți, frate, dragoste? Pentru ce să păcătești odată și să trăiesc o remușcare toată viața? Pentru ce să umbli fără călăuzire un smert de ceas cât înfăptuiești păcatul și după aceea să tragi ponoasele și atâtea temeri în viața ta? De aceea când vorbim de călăuzire, eu rog pe Domnul să ne ajute să fim călăuziți în permanență. Doamne ajută-ne la aceasta, amin?